Organizatorii BCR Open România, turneul de $100.000 ce se va desfășura la București în perioada 16-22 iulie, au avut o inițiativă extraordinară. Au făcut o ședință foto inedită cu 7 dintre jucătoarele celor mai valoroase ale României care vor fi prezente în mod normal și la turneul bucureștean. Fetele au pozat în rol de militari, scrie site-ul doartenis.ro. Printre cele 7 jucătoare de tenis care ar putea deveni oricând fotomodele, se numără și Raluca Ioana Olaru, sportiva cu origini mușelene, care va participa la actuala ediție a turneului și se va desfășura la arenele BNR. Fotografiile au fost făcute în luna decembrie 2011, însă au fost publicate abia zilele trecute pe pagina de Facebook a turneului.